Bună seara tuturor! Încep frontal cu o întrebare la care vă rog să vă răspundeți fiecare până la sfârșitul acestei ediții. Deși avem o lume întreagă la dispoziție, unde e acasă pentru fiecare dintre noi? Nu vă lăsăm singur, stați liniștiți, o să vă oferim multe indicii și informații care să vă ajute să găsiți răspunsurile mai ușor. Înainte de orice, ca de obicei, îi salut pe specialiștii noștri, Cătălina Hetel, psihoterapeut. Bine ai venit, Cătălina! Ștefan Roxanda e life coach, iar Gelu Duminică e sociolog și profesor. Vă mulțumesc tare mult că sunteți aici. Bun venit la Puternici împreună. Oameni buni, dragi prieteni, astăzi este despre acasă. Așadar, plecăm, cum bine știți, de la povești reale. Prima este a domnului conferențiar dr. Cătălin Constantin Badiu, medic primar, chirurgie cardiovasculară, o somitate medicală. Domnia sa este șeful secției cardiovasculare de la Spitalul Universitar de Urgență București. Chiar dacă Germania i-a oferit tot confortul și respectul pe care îl merită, domnul doctor a ales să se întoarcă acasă și să profeseze aici, în România. Pentru că suntem puternici împreună. Așa, și suntem la o emisiune mie, da? În care încercăm să găsim modele extraordinare. Cred că nu te deranjează să-ți absolut deloc. Când ai plecat în Germania, de ce ai făcut acest gest? Mai ții minte? Mai țin minte, da. De fapt, mă gândeam din timpul liceului să plec. Am plecat după ce am terminat liceul. De ce? În momentul ăla mă gândeam că vreau să mă duc, de fapt, mult mai departe. Plecam în Germania și mă gândeam, probabil, că o să plec în America, de acolo mai departe. Era, probabil, imaginea asta pe care aveam. Și mai știu ceva, țin minte exact, aveam senzația că mă consum într-un fel așa în care nu trebuie în România. Aș fi vrut să fiu, simțeam că fac prea multe lucruri, eram așa ca un soare care transmite energie în toate direcțiile și nu eram focusat pe ceva. Și nu știu de ce așa aveam eu în cap că lucrul ăsta se schimbă atunci când plec. Și bineînțeles că ideea de a pleca mai departe, de a învăța în altă parte, exista și la începutul anilor 90. De acum e foarte prezentă, a revenit foarte prezentă, da. Din nou, toți tinerii își doresc să plece, să studieze. Atunci era ceva extrem de exotic, să zicem, și, mă rog, având și origine germană, eram hotărât să plec în Germania și am plecat după ce am terminat liceu. Germania avea ceva particular în anii 90? Te-a chemat în vreun fel, în afară de faptul că ai origini germane? Păi nu, originea era primul lucru. Așa? Aveam familie în Germania, familia din partea mamei mele. Aveam prieteni în Germania făcând liceu german și școala germană în București. Evident că aveam foști colegi și prieteni care erau în Germania, deci oarecum fiind din grădiniță, școala primară, liceu, toate în școala germană, evident că Germania era, aproape, să zicem, cea mai la îndemână. Unde era acasă? Nu era în niciun caz, nu era aproape acasă atunci când am plecat, era evident că plec undeva departe și de fapt asta s-a și întâmplat. Spuneam că m-am gândit că aș fi plecat mai departe. Și când am ajuns în Germania, după foarte scurt timp, mi-am dat seama că, de fapt, nu pot să plec așa de departe. Era ceva, ce nu pot defini într-un fel sau altul, care mă lega, așa ca o lesă, care mă trăgea înapoi. Și după aceea, când a trebuit să fac din nou, atunci nu era recunoscut, am făcut din nou clasa 13-a, adică am făcut ultimul an de liceu, am dat din nou bacalaureatul și admiterea. Și pentru că am avut punctaj bun, aveam voie să-mi aleg universitatea. Orice universitate din Germania vroiam. Și eu am ales Münchenul, dar nu știam în momentul respectiv că era cea mai puternică universitate de medicină din Germania. Și am ales-o pentru că am simțit că trebuie să trăiesc într-un oraș mare. Un an de zile am făcut liceu într-un orășel mic și asta n-a fost deloc pe placul meu. Deci simțeam că trebuie să fiu într-un oraș mare și m-am gândit să aleg orașul mare care e cel mai apropiat de România. Și așa am ales Münchenul. Ah, ce frumos! Deci nu mai voiai departe în America, dintr-o dată nu, voiai mă spun, mai asta aproape era de România. Exact. Și pe urmă, bineînțeles că am ținut legătura, făcând tot timpul, aveam mulți prieteni aici, mai aveam familie și veneam în mod constant. Dar în mod constant însemna la început, mă rog, de două, poate de trei ori pe an aveam cum să vin și aveam și foarte multă treabă. Ca să ne fie clar,
a făcut școala acolo, ar fi putut rămâne acolo, în Germania, și cu toate astea, la un moment dat a luat decizia să vină acasă. E acasă în România, e clar că e. E acasă, bine, am venit la mult timp. După facultate am lucrat 14 Când ani. Când ai luat decizia să te întorci? Și ce a contat cel mai mult? Cel mai mult a contat familia. Corect. Familia care între timp devenise familia, pentru că toată familia mea în rest e în Germania. Numai familia mea directă, adică soția și copilul meu, sunt în România. Cariera mea s-a dezvoltat așa cum mi-am dorit. Și în 2003, la sfârșit, 2004, am cunoscut-o, am revăzut-o pe actuala mea soție. Deci acum 20 de ani aproape, la o întâlnire de 10 ani de la terminarea liceului. Ați fost colegi? De la grădiniță până în clasa 12-a, da. Ce povești frumoase! Când am plecat din Germania, profesorul meu mi-a spus aș vrea să fii vârful de lance a Deutsches Herzzentrum München în România. Și asta mi-a dat așa o... mi-a creat o ambiție și aș vrea tare mult să fie cum e acolo. Sunt lucruri care nu pot fi așa. E o chestiune de infrastructură. E și altă situație. Eu o compar într-adevăr cu spitalul meu de acasă, să zicem, unde am crescut și unde m-am dezvoltat la München, care era un spital de monospecialitate, deci totul era numai pentru inimă. Evident, spitalul universitar e cel mai mare spital din România și are foarte multe specialități și foarte multe secții. Dar secția care s-a dezvoltat în cadrul spitalului universitar, evident cu mult ajutor, asta nu e o chestie pe care puteam să o fac numai eu sau să o facem 2-3 oameni, secția care s-a dezvoltat la un nivel foarte ridicat. Și de asta spun, e o secție care, sau un serviciu, și nu numai la spitalul universitar, care face chirurgie de vârf. Și când spun chirurgie de vârf, am vorbit înainte de emisiune, de exemplu, suntem, cred, singura secție din țară care face în mod constant chirurgie cardiovasculară endoscopică. Trebuie să înțelegeți că, de exemplu, acest gen de chirurgie se face în mai puțin de 1% din centrele de chirurgie cardiovasculară din lume. Aș fi vrut să te întreb, când erai în Germania, acasă era tot în România? Sau aveai una acasă și în Germania? Da, e interesant că s-a dezvoltat, sunt două lucruri care s-au dezvoltat în paralel. Când am plecat în Germania, cu siguranță acasă era în România. Când eram deja căsătorit cu Ileana și era născut Sasha, și veneam cât de des puteam, aproape în fiecare weekend acasă, acasă era în România. Acum când sunt în România, evident, acasă este unde sunt cei mai apropiați oameni, dar pentru că o parte din familie, cum spuneam, mama mea, sora mea, cumnatul meu sunt în München. E un pic de acasă și e acolo. E un pic de acasă și acolo. Și e interesant că mă duc în mod regulat la Deutsches Herzzentrum München, la acest spital. Am mulți colegi care încă mai sunt acolo. Și când intru pe ușa spitalului, din punct de vedere al spitalului, am un sentiment așa împărțit. Adică este puțin ca și cum aș merge totuși acasă. Pentru că, nu știu, acolo am avut prima oară bisturiu în mână, acolo am participat la anumite lucruri pentru prima oară în viață și atunci rămâi legat de treaba asta. E ca și cum te duci în camera în care ai crescut când erai copil. Cel duminică, este acasă o noțiune abstractă sau există nevoia de una acasă? Există nevoia de acasă, dar e și o noțiune abstractă. Da? Explică-ne, te rog. Avem nevoie de un loc de apartenență. Numai că nu aparținem aceluiași spațiu tot timpul vieții. Da? Am crescut în casa în care am crescut, era acasă. Acum, la viața de adult, casa aia e mai degrabă așa, melancolie și așa mai departe. Însă acasă te simți bine, te simți doar acolo unde sufletul îți rezonează. Cel mai tare e și mintea îți spune că ești acasă. Și mintea ta îți spune că ești acasă alături de persoanele cele mai dragi. Deci acasă care nu e un loc, sunt niște oameni acasă? Acasă sau? E un sentiment de siguranță, de confort, de fericire, pe care îl ai în general datorită relațiilor, oamenilor, locurilor, amintirilor, conexiunilor, da, la care ești ancorat. Adică nu există un acasă fizic, da? Doar spațiul ăla gol. Pentru că dacă scoți din spațiul ăla de pereți, scoți persoanele care sunt cele mai importante, nu mai reprezintă nimic. Da?
Adică, gândiți-vă ce pățiți în momentul în care, și uite, mulți dintre noi am pierdut părinți. Da? Vârsta, natural. Și în momentul în care intri în casa părintească, nu mai simți la fel. Doar pentru că unul dintre părinți nu mai este. În momentul în care amândoi nu mai sunt, pereții aia nu-ți mai spun mare lucru. Da, știți, noi trăim în casa părintească, nu se vinde, dar ne vindem foarte mulți casele părinților, dar tocmai pentru că ele reprezintă un pic, da, acasă devine altceva. Interesant. Pentru copilul nostru devine altceva la un moment dat. Și așa mai departe. Adică e normal să ai mai multe locuri unde te simți bine, însă e uman să ai locul tău. Asta e interesant de vorbit. Avem noi românii un loc general care e acasă sau fiecare om are acasă al lui? Cătălina, fiecare om are acasă al lui și acasă ăsta se schimbă de-a lungul vremii. Eu vreau să punctez cumva dacă ați simțit vreodată că și în compartimentul de tren pentru 3-4 ore devine locul tău. Dacă ieși și te mai plimbi pe hol când te întorci, ăla e locul tău. Noi oamenii avem capacitatea de a forma acest acasă, acest loc, așa cum a spus Gelu, care, un loc care îți dă siguranță, care te reprezintă, de care aparții. Și acest loc se numește acasă. Și acasă ăsta se schimbă de-a lungul vremii. Noi oamenii avem și o nevoie de fuziune și o nevoie de separare. De-aia mi-a plăcut și povestea domnului doctor, pentru că e foarte bine ca copiii să plece de acasă. E foarte bine ca copiii să exploreze lumea și e și mai bine să se întoarcă, așa cum a spus el. Și vreau să punctăm că România a fost creată, dacă ne uităm în istoria ei, de acești oameni care au plecat. A fost generația pașoptistă care a plecat din România și s-a întors și au construit România și așa mai departe. Iar eu cred că acești tineri care acum pleacă din România, de care noi ne temem că nu se mai întorc, eu cred că ei vor construi România aia pe care o visăm cu toții. Din ce e Ștefan Ruxand a construit acest acasă? Ce are el? Cam care sunt ingredientele lui acasă? Pe scurt și în esență, Gelu a spus foarte bine, e vorba de relații, e vorba de acea emoție pe care o simți. Deci nu sunt niște pereți. Pot fi și niște pereți, dar pereții aia adică pot rămâne goi, adică să nu mai aibă nicio semnificație. Deci poți să te simți acasă într-o companie foarte frumoasă, pe alte meridiane, nu neapărat unde ai copilărit. Dar mai e ceva, este și locul unde ai un sentiment că ai o misiune, ai un sens. Adică existența ta are un sens, că ceea ce faci tu are un impact asupra oamenilor din jur și asupra mediului în care trăiești. De exemplu, primul bisturiu pe care l-am avut în mână. Faptul că misiunea medicului. E dincolo de profesie, corect, practic. Corect. Este misiune. E ceva foarte profund. Și e și acel sentiment de contribuție, nu numai pentru mine, ci cât pentru comunitate. Aș vrea să o invităm aici pe o fabuloasă muziciană. E drept că a venit de departe, habar n-am unde e pentru ea acasă. E din Argentina, dacă nu mă înșel. Doamnelor, domnilor, sper că e acasă în România, unde sunt copiii. Analia Selis, bine ai venit! Bună, ce bună. Faci? Bine ai venit! Bună. Unde e acasă pentru tine? Aici, nu? Aici. Aici e acasă. Vai, ce mă bucur! Te rog, ia loc lângă domnul doctor sau aici. Unde vrei tu? Aici. Hai, stai lângă mine, foarte frumos. Eram atentă, sunt atât de acord cu ceea ce ziceți. Mă identific complet cu tot ce au spus. Eu mi-am făcut România acasă 20 de ani. Am deja anul acesta. Când ai 2003, venit? Mai ții minte? Când 2003. Ai venit? 3 septembrie 2003. De ce? Ce ai făcut în România? L-am cunoscut pe Răzvan la Boston. Da? Eram complet nebună. Complet. Deci nu mi interesa absolut nimic. Eram în stare să las totul. Bine, eram în Boston atunci. Ce făceați la Boston? Am studiat acolo. Am stat aproape 6 ani, unde am făcut facultate de muzică. Și Răzvan era la violoncel, la master. Acolo l-am cunoscut. Și nu mi-era frică de nimic. Și eram foarte liberă. Și atunci când l-am cunoscut pe Răzvan și m-am îndrăgostit, am zis, de ce nu? De ce nu să mă duc în România dacă nu mă gândeam atunci să mă întorc în Argentina. Fusese la criza aceea din 2000, în care Argentina atunci a început criza mare, care continuă în Argentina, economică și socială. Și nu mă gândeam să mă întorc. Atunci vorbeam cu surorile mele, care și ele aveau de gând să plece din Argentina și se gândeau să plece la Madrid, unde, de fapt, locuiesc acum amândouă și nepoatele mele.
Și am zis că probabil că o să mă duc și eu pe acolo, la Madrid, când termin facultate, când termin tot ce e determinat acolo. Cât de Dar între timp a apărut Răzvan și am zis, na, e acolo, e România, România, lângă Madrid, acolo. Spania, e tot acolo. De ce să nu încerc? Nu, am zis, de ce să nu încerc? Eram foarte, foarte îndrăgostită și mi-am gândit că merită. Merită să încerc. Știai ceva despre România înainte să vii? Foarte puțin. Mm-hmm. Când l-am cunoscut pe Răzvan, a trebuit să identific România în harta. Trebuie să recunosc. Dar când am luat hotărârea că o să încerc să... A fost greu să te obișnuiești cu România, cu românii? Cu... Nu, pentru că îl iubeam atât de mult, încât când am venit, totul era frumos. Totul era perfect. Deci am venit în România în 2002, vara. Să cunosc, să zic, hai să mă duc și eu să văd unde mă gândesc că o să mă mut. Și am venit în vară și îl iubeam atât de mult, încât când tu iubești omul așa cum iubeam eu, îl iei cu totul și voiam să vin și să cunosc de unde vine, să cunosc familia, prieteni. După ce am venit în iarnă, și anul acela am început la Boston să studiez limba română. Mă gândeam că trebuie să știu un pic. Cum te-ai adaptat? Cum te-ai adaptat? Ce a fost mai greu? Limba, mâncarea, cultura? Ce ți-a fost mai complicat în perioada de început, Analia? Nu știu dacă a complicat. Era... Eu mă gândeam că dacă totul merge bine, probabil că nu mă mai întorc în Argentina, că eram aici, ne căsătoriseram. M-am căsătorit imediat pentru că atunci aveam nevoie de visa și a fost foarte simplu. Pentru noi ne-am căsătorit pentru că trebuia să fiu legală și aveam o lună de visa și am zis nu să stau eu să ies, să mai iau o visa, să mă întorc, dacă tot aici vreau să construiesc, hai, ne căsătorim și cu asta bata. Dacă nu merge, divorțam și plec. Ce să fac? Asta e. Era simplu. Și nu știu dacă mi-a fost greu pentru că am avut noroc, dar am avut și ambiție. Când am ajuns să aveam o ambiție așa să construiesc aici, eu am, pe lângă canto, am făcut și pedagogia muzicală pentru copii și mi-am gândit că pe acolo pot să găsesc job. Voiam să încep să lucrez imediat. Am venit în septembrie și în ianuarie am început să lucrez la o grădiniță care exista atunci, International Nursery School, unde se preda muzica în română, în engleză, pardon. Și atunci am putut să încep să lucrez. De ce ai nevoie ca să te simți într-un loc acasă? Pentru că e clar, pentru tine acasă poate fi și Argentina, poate fi și România. Ai spus mai devreme că e aici, pentru că sunt aici. Ai tăi aici. Sunt copiii tăi aici. Da. Dar ce e nevoie? Care e ingredientul principal? E iubirea? Și iubire. Iubire e esențială. Dar exact cum zicea ei, deci locul unde îți vezi rostul, da, am cariera, am doi copii, am prieteni aici, am familia și familia lui Răzvan, o simt ca a mea, chiar dacă am divorțat, eu simt familia lui Răzvan ca familia mea de aici, copiii mei se înțeleg extrem de bine cu verișoare și ținem legatura și simt... Dar poți identifica un pic momentul când România a devenit acasă? Nu, asta mă gândeam când ascultam, ziceam, când? Oare când s-a întâmplat? Pentru că la început, da, nu... Și la început mi-a întrebat ce mi-a fost greu. Oboseam foarte mult când ieșeam în grup de prieteni și se vorbea foarte, foarte mult pe românește, pentru că voiam să înțeleg totul și oboseam foarte mult la un moment dat. Asta a fost așa singurul lucru, cred, pentru că în rest... voiam să construiesc și nu vedeam ceea ce e rău. Vedeam numai lucruri care sunt bune și atunci așa de fericită eram că dacă nu le vezi pe acele... Genul spunea mai devreme despre case, că acasă, la părinți, e tot o acasă. Cum vezi tu Argentina și casa ta natală? Mai e acolo acasă? Casa mea natală nu mai e. Mama mea e aici. A venit la un moment dat să-mi ajute și i-a plăcut așa de mult încât nu am mai plecat și nu cred că mai pleacă. Da, și deja sunt 8 ani, are reședință aici și când mă duc la ea acasă, e casa mamei acolo, aici, adică aici, când mă duc la ea în apartamentul unde sta, e casa mamei.
Și acum a plecat în Argentina și mi-a lăsat cheia ca să mă duc la ea acasă să-i ud plantele. Deci și nu așa. Te mai cheamă Argentina și deloc? Nu te mai... Argentina mi-este ceea ce sunt eu. Eu iubesc România, am cetățenia, mă simt bine aici, simt România ca acasă, dar eu sunt argentiniancă. Mă simt în sufletul meu, sunt tot ceea ce... Inima mea bate Argentina și o să bată toată viața mea Argentina. Deci este, nu am pierdut, țin legătura cu țara mea, am votat președintele de curând, am ținut toate, am urmărit toată campania. Acum plecam în Argentina cu copiii de Crăciun și de Revelion și știi ce mi se întâmplă când ajung acolo și cobor din avion? Sunt ani de zile când nu merg. S-a întâmplat și data trecută. Trecuseră mulți ani de când nu fuseseră și când cobor din avion și respir, parcă îți vine tot ce ai trăit în acele primii ani de copilărie. Eu am plecat la 19 ani de acolo, da? Și când miroș, este o chestie atât de rădăcină. Da. Și atunci desrădăcinarea la mine nu există și eu mă simt argentineancă, 100%. Cu mare respect pentru pașaportul românesc, da? Am cântat de curând la Bistrița, 1 decembrie, da? Tango interbelic românesc, am un proiect, cânt, îl port cu mandria, am studiat despre ceea ce este interbelic, pentru că am un respect foarte, foarte mare pentru România. Iubesc și îmi place și București, simt București ca acasă. Da? Și este adevărat ce ziceați de compartimentul din tren, apropo, mă gândeam, nu chiar compartimentul din tren, dar, de exemplu, eu când merg la concerte și când cânt cu filarmonici, trebuie să stau mai multe zile în acel oraș pentru că sunt mai multe repetiții cu orchestra. Și atunci trebuie să stau 3-4 zile ca să am repetiție și după prima zi mă instalez în hotel, nu știu ce, și după 2 zile parcă, da, deja parcă ai acea... Te adaptezi foarte mult și când zici, plec, abia aștept să ajungi la hotel unde te simți, parcă deci, îl faci al tău, puțin. Locul, nu? Construim acest sentiment de acasă, Cătălin Badiu, îl construim? E o chestiune, spuneam mai devreme că atunci când intri în spital și îți aduci aminte de primul bisturiu, e despre misiune, cum spunea. Îl construim noi în mințile și în sufletele noastre? Cred că da. Și apropo de când ajung în Argentina, miros totul și revine totul. Așa era pentru mine de fiecare dată când veneam în România. Și după aia când începusem să vin des, aveam senzația că parcă nici nu mai lipsesc. Adică chiar dacă eu veneam numai la sfârșit de săptămână, evident, nefiind distanța cum e România-Argentina, București-München, era o oră jumate de zbor. Și am umblat și eu destul de mult în afară de București și München, prin lume, și ăsta e primul lucru pe care l-am făcut. Eu am crezut că are legătură și cu felul meu de a fi, dar probabil că toți oamenii au treaba asta. Da. Primul lucru, îmi așez, îmi fac, cum zice Ileana, soția mea, îmi fac cuibul meu. Cuibul meu. Și exact asta fac și eu. Îmi așez lucrurile așa cum vreau eu, chiar dacă le scot dintr-un cabin case, așez lucrurile calculatorul la care lucrez, îmi așez lucrurile așa într-un încât să fie așa. Deci probabil iei puțin din locul în care te simți bine și îți crezi un mic acasă, într-adevăr. Da. Dacă ar fi să o luați de la început, ați face fix același lucru, încep cu Analia. Dacă ar fi să o iei de la început și să poți alege, ai alege tot România? Da. Eu cred că mi-am urmărit un drum, știi? A fost intuiția, a fost... Nu mi-am imaginat în viață, nu a fost planificată România, nu a fost planificat... Eu mi-am urmărit drumul. Și chiar de curând vorbeam cu fiica mea, care e mai mare și deja purtam discuțiile mai de oameni mai mari, nu? Și ziceam că eu trebuia să ajung aici. Adică locul meu este aici. Eu m-am despărțit de tata dar probabil asta a fost. Trebuia să ajung aici. Nu neapărat ca să fiu cu tata toată viața. Așa mi-a fost drumul.
Dar este un drum pe care mi-am dus după el. L-am urmărit așa cum mi s-a arătat și nu a fost o hotărâre. Așa că eu cred că nu știu dacă România, dar dacă aș da timpul înapoi, tot același lucru aș face. Adică aș urmări acel drum unde te duce viața. Ce iei cu tine când... Cătălin, iartă-mă, pe tine nu te-am întrebat. Spune-mi, te rog, dacă ai putea să dai timpul înapoi la ziua în care ai încheiat liceul german și ai plecat în Germania, ai face același lucru? Da, aș face sigur același lucru, dar... E foarte interesant. Noi ajungem unde suntem, oriunde am fi, într-o serie de întâmplări din viață. Dar mai ales când vedem cazul lor și, indiferent cum e acum, și cazul meu și cu Ileana, trebuie să recunoaștem și dacă ne gândim, așa sunt situațiile, că de fapt sentimentele sunt cele care te împing într-o direcție sau în alta. Iubirea e sentimentul ăsta care joacă un rol extrem de important. Practic, dărâmă orice barieră și noi am avut multe bariere la întoarcerea mea și efectiv numai asta a ținut lucrurile, să zicem așa, în picioare. Deci iubirea și sentimentele în general pozitive, să zicem, te împing. Dar mi se pare cel mai important factor, să zicem, care te duce să iei, te face să iei anumite decizii. Nu? Deci, de asta, și eu aș face același lucru. Faptul că eu m-am întâlnit, de exemplu, cu Ileana și viața a luat așa o întorsătură, pentru că eu eram absolut ferm convins că niciodată nu o să mă întorc în România. Ferm convins. Deși m-am considerat tot timpul român și eram extrem de legat de România, dar nu mi-imaginam să mă întorc. Tocmai din cauza faptului că se dezvolte, că așa cum mi s-a dezvoltat e aici, viața, mie mi s-a dezvoltat viața în Germania și a fost greu să faci schimbarea asta, foarte greu. Dar iubirea era sentimentul mai puternic. Iar Ileana mi-a declarat relativ repede că ea din România nu pleacă. Așa că... Da, așa a fost și Răzvan, când mi-a zis, eu vreau să merg în România. Și când ne-am cunoscut și mi-a zis, eu am mult de construit acolo. Și noi suntem împreună, dar trebuie să știi că eu vreau să merg în România. Și atunci am început să vorbim și am zis, eu mergem în România. Hai să vorbim puțin despre, iată, am aflat că, de fapt, sentimentul suprem e iubirea pentru acasă. E mai mult de atât. Te rog, domnule sociolog, te rog. Sunt conexiunile. Da. Știți, iubirea asta nu e veșnică și se transformă și se duce în tot felul de alte zone. Însă, la un moment dat, acasă are legătură cu sufletul tău, care se conectează cu altceva, cu altcineva, cu un loc, cu o situație, cu o memorie și așa mai departe. Adică, în momentul în care pleci din locul de acasă, da, unde ai crescut, te duci și viața te face să te întâlnești cu anumite situații și persoane și te conectezi. Și în momentul acasă intervine omul ăla. Omul ăla este acasă. Poți să stai și în știu unde, în brulotă. Tot acasă e. Pentru că, de fapt, nu contează locurile efectiv, ci conexiunile pe care tu le ai cu ceilalți. Ăla îți dă sentimentul de acasă. Scuze, poți să spun ceva legat de asta? Da, pentru că, de exemplu, în cazul meu, care eu am venit pentru iubire, da? Pentru Răzvan. Pe urmă, noi, după 20 de ani, ne-am... Asta vreau să continui. Am divorțat și a urmat o perioadă la mine în care, bine, după ce am trecut din toată perioada de să zicem, de vindecare și tot ce ți aduce o despărțire după 20 de ani, nu e ușor, mi-am dat seama că tot ceea ce am legături pe care eu le-am construit în 20 de ani sunt ale mele. Corect. Da. Inclusiv mama lui, cu care am o relație fantastică, o ador când vine în București, vine des să-mi ajute, stai la mine acasă. Nu am schimbat nimic din relația aceea. Când mă duc la Oradea să cânt, la filarmonici, mă duc la strabunica, mi-așteaptă, eu îi dau telefon, vreau să mănânc asta. Deci ca și atunci.
Te rog, gătește-mi la mătușa, așa, vine nașul lui, vine familia, verișori, la concerte. Mi-am dat seama că în aceste 20 de ani, și asta cred că e ceea ce am meritat din tot este sufletul meu. Dar eu aș vrea construit... să vă puntez ceva, adică mă interesează. E vina cuiva că nu toate locurile sunt atât de confortabile să fie acasă? Ma vina ta, dacă vrei să căutăm învinovați. A ta, nu a politicienilor, nu a nivelului de trai, nu a... Pentru că îți construiești tu... Uite, cazul lui Cătălin Badiu, care are niște așteptări, pentru că el este Dita mai cardiochirurgul, el avea nevoie și cu toate astea a lăsat aici... A venit într-o țară care poate nu, sigur nu e de nivelul Germaniei, chiar dacă folosim eufemisme, în zona asta mai avem de lucru un pic, dar iubirea a fost e mai importantă decât orice. Deci... Mai sunt și alte motive pentru care acasă asta nu e... Nu e decât unul singur, propria ta alegere. Nu sunt alte motive. Acasă e unde alegi tu că e acasă. Da, și acolo, de ce? Adică ai venit din Germania în România? N-a venit din Germania în România. A venit pentru că se simțea acasă. Avea nevoie de alte lucruri ca să se simtă acasă. Dacă era în Papua Noua Guinee, se ducea în Papua Noua Guinee. Adică nu conta unde. Pentru că acasă nu avea niște granițe. Acasă avea niște sentimente. Niște, habar n-am, trăiri. Da, dar pe de altă parte, când ești cu omul pe care îl iubești suprem și pleci undeva și stai o perioadă, abia aștept să ajungi unde? Acasă. Nu, de-abia aștept să ajungi la omul suprem. Păi da? Nu ești cu el. La celelalte conexiuni. La celelalte conexiuni. Da? Deci acasă nu e doar o relație de iubire. Eu asta încerc să vă spun. Vă duceți la hoteluri de 5 stele. Și vrei acasă. Faci vacanță, așa. Superbă, în cele mai mișto locuri. Cheltui un purcoi de bani, ai lumea la picioare. Și după ceva timp zici, bă... Mi-e dor de acasă, vreau acasă. Vreau și eu un grătar cu prietenii, frate. Vreau și eu să mă duc la un loc ăla pe care îl știu, pentru că e conexiunea. Vreau să mă duc să aprind o lumânare la mormântul tatei. Vreau să-s conexiuni. Dar acasă sunt doar conexiuni, nu e nimic altceva. Da? Conexiunile pe care fiecare le are în funcție de valorile, cultura, habar n-am, ale lui. Nu există un acasă mai bun sau un acasă mai rău. Dar unii dintre noi ne-am simțit mai bine în camerele de cămin decât în casele în care am trăit. Pentru că erau conexiunile. Acolo puteam noi să ne manifestăm, să ne dezvoltăm valorile noastre. Acasă pare așa un loc magic. Practic, e o construcție. E un loc magic pentru că tu îl alegi. E un construct social, nu e o construcție. E un construct. Dacă ar fi să rezum la un singur cuvânt, ar fi ancoră. Da? Acasă este acolo unde te simți stabil. Unde ai ancora aia care te așează și în funcție de greutățile vremurilor, tu simți că poți să stai în picioare. Aia e acasă. Unde? Locul? Neimportant. Prea puțin important. Cătălina Hetel, să vorbim puțin despre constructul ăsta despre care vorbește. Da, acasă e clar și un construct psihologic. Și acasă psihologic, înseamnă nu doar social. O investiție, în primul rând. Noi investim un loc ca fiind acasă. Și eu cred că oamenii au mai multe acasă. Îmi vine în minte o memă. Unde e Italia? Aici. Unde e Brașov? Aici. Adică până la urmă acasă înseamnă mai multe lucruri pentru fiecare. Așa cum și pentru Analia, acasă înseamnă și Argentina, acasă înseamnă și România. Este un loc investit. Un loc Dar investit pe de altă parte, cu... acasă ăsta poate fi și, cum spunea, o rulotă sau o colibă. Absolut. Sau, chiar Absolut. Dacă acolo nu e neapărat bine. Dar poate fi și pe stradă. Iată, unii sunt puțini. E binele tău, e foarte greu. Eu spun mereu că adică fiecare om are binele lui. Adică investim acasă cu un bine? Asta întreb. Vă aduceți aminte de invitatul nostru care trăise pe străzi? Da, normal. Vă aduceți aminte când spunea că se ducea seara? Unde zicea că se duce? Acasă. Da. Acasă. Adică în canal. Acasă este un loc pe care tu, de-aia am zis de compartimentul de tren, pe care tu pentru un timp îl identifici ca fiind al tău. Acum locul ăla poate însemna un spațiu, dar locul ăla înseamnă mai ales oameni. Pentru că un spațiu gol e greu să-l numești acasă. Spațiul înseamnă în primul rând un spațiu psihologic. Și spațiul psihologic este umplut și de loc, și de oameni, și de ce reprezinți tu în acel spațiu. Dacă tu ești cineva, dacă tu ești valorizat de acei oameni, nu orice oameni, dar acasă este un construct psihologic mult mai complex, nu, dincolo de spațiu. Este umplut cu oameni și este umplut cu, în primul rând, cu persoana ta. Știți de ce divorțăm? Pentru că nu ne mai simțim acasă. Unul dintre parteneri nu se mai simte acasă. În casa aia pe care a construit-o, în bogăția aia pe care a achiziționat-o, în relația aia în care a investit, nu se mai simte bine. La un moment dat,
nu se mai simte acasă. Oamenii de multe ori spun, nu mai-mi doresc să mai merg acasă. Da, adică nu se mai simte acasă. Și acasă la nu are legătură cu lucrurile lumești, cu ce zicem noi, cu persoana cu sentiment, iubită. Da. Da? Pe de altă parte, Ștefan, Roxana, trăim vremurile globalizării, sarmale sunt peste tot. Cum e cu acasă? Adică încercăm să aflăm ce e, de fapt, și cum ne construim și ce valoare are acest acasă, că e clar că e o stare supremă, după părerea mea. S-a vorbit despre un construct sociologic, un construct psihologic, a spus mai devreme Cătălina Hetel. Ce adăugăm aici? Poate fi și un construct gastronomic, dacă vrei. Pentru că sunt oameni care duc dorul sarmalelor și suferă mult din acest motiv. Eu i-am zis și acest construct filozofic, adică locul unde îți găsești un rost, ți-l faci. Sau unde te găsește un rost, unde s-ar putea să ai un loc pe care încă nu l-ai descoperit. Și acum, ascultându-vă, mi-am dat seama că mai există un strat de mare profunzime, pentru că este și spațiu unde ai relații. Dar ce înseamnă relații? Într-o relație intri oricare ar fi ea, cu de căsnicie, prietenie, colegialitate, cu cineva la birou și așa mai departe. Este ocazia ta de a dărui. Pentru că într-o relație ești, în primul rând, chemat să dăruiești, nu neapărat să primești. Noi știm cu toții că am vrea să primim mai mult dintr-o relație. Adică să mergem la lucru și să fim foarte apreciați, să mergem pe scenă și să fim foarte iubiți. Dar, de fapt, adevărata bucurie, adevăratul acasă, adevăratul sens este atunci când dăruiești în acea relație. Când dăruiești ca artist, când dăruiești ca medic, când dăruiești ca jurnalist, ca psiholog și așa mai departe. Deci este acasă, cred că este și... Da, când ai un sens, ai un sens profund în care îți manifesti acest dar de a dărui. Uite, am o întrebare la voi toți. Aș vrea să-mi spuneți dacă există un ceva, vreun lucru care nu se găsește nicăieri în afară din de țara asta, ca să identificăm acasă cu România. Care ar fi acela? Cătălin Vadiu, domnule doctor, are ceva România? Sigur, în afară de Ileana și Sasha și gașca de prieteni. Are ceva România... care să o identifice dintre toate celelalte țări? Locuri? Are ceva. Are ceva pentru mine. Corect. Nu pot să spun că are ceva pentru toată lumea. E o frecvență cu care rezonez eu. Cu care uneori nu rezonez. Adică există interferențe. Dar la bază există așa o frecvență care pe mine mă face să mă simt bine. Frecvența aia o am doar aici. Deci, chiar dacă sunt zile în care ai foarte multe de făcut, de operat multe. Am și ne-ajuns... Interferențe sunt multe, da. Dar rezonez cu această frecvență, exact, pe termen lung și se menține și mă face să mă simt bine. Da. Analia, ce înseamnă de fapt și de drept România? Adică cum vezi tu povestea asta? Explică-mi ce are țara asta sau locul ăsta? Bine, România pentru mine are multe lucruri care mă țin aici, dar dacă, de exemplu, dacă ar fi un lucru așa pur și simplu care mi-a sărit în gând acum și care eu mă simt zilnic binecuvântată că sunt în România, este siguranță pe stradă. Argentina este trist de periculoasă. Începe să devină din ce în ce mai periculoasă, ne apropiam de Brazil și adică la nivelul acela. Este o țară în care acum m-am interesat pentru că plec în decembrie și mi-au spus tot ce trebuie să am grijă pentru că se fură pe stradă, da. Nu poți să scoți telefonul să faci o poză pentru că există un hoț care deja te-a văzut și pierzi. Și atunci eu mă simt binecuvântată să fiu aici pentru că copiii mei se duc la școală singuri, nu am această grijă că vor fi furați, că îi se va întâmpla ceva, că vor fi agresați pe stradă. Și asta este ceva care este fantastic. Foarte frumos. Da, da. Deci acasă este un construct social, un construct psihologic, o chestiune în care îți exerciți misiunea sau menirea, îți găsești locul practic și menirea. Foarte interesant. E un loc în care trebuie să ai o conexiune pe o anumită frecvență și e doar a ta, nu este a celorlalți, poate să nu fie pentru ceilalți același tip de reacție și foarte important este siguranța. Să te siguranța. Simți în siguranță, da. Mai da. E și ceva... eu mă simt în siguranță. Tot timpul mi-am simțit în siguranță aici. Eu aș arăta doar ceva, atât, asta e. Da, liniște în suflet. Eu aș vorbi și despre locurile pe care le recunoști. Noi avem nevoie să recunoaștem
locurile. Eu când plec din România o perioadă, mie-mi e dor și de groapă și de praf și de aer și de păsări și de soare și de magazinul meu din colț și de stația de tramvai și de locurile pe care le recunoști, sunt ale tale, fără să vrei, locurile alea devin ale tale. În străinătate e minunat. Mi-am amuzat când am stat într-o țară exotică vreo 2 săptămâni și mi-era dor de mâncarea noastră. Adică aia mâncau tot tăiței cu tot felul de chestii. Mi-era dor de ce mâncăm noi. Lucrurile pe care le recunoaștem și care devin ale noastre, alea sunt ale mele. Eu pot renunța la gropi. Adică dacă la gropi și la praf. Da. Dar e groapa mea aia de pe pod, pe care o ocolim de fiecare, ea mea aia. Da, în momentul în care am plecat la facultate din Galați, eu încă mă simt mai degrabă gălățean decât bucureștean. Acum nimeni nu-i perfect, te rog. Da, pentru că acolo am niște elemente care să mă ancoreze. Da, uh-huh. E mama, e fratele meu, e mormântul tatălui meu, mormântul fratelui meu, da? Îs prietenii din copilărie. Aia înseamnă, de fapt, Galațiu pentru mine. Înseamnă, da, cum să spun, rădăcinile. Pe care rădăcinile. Ale tale. Da, sigur, da, îs rădăcinile. Așa. Însă în momentul în care am plecat de la Galați, eu am fost ferm convins că mă întorc acasă, da, și am zis, mă duc, fac facultatea, după care mă întorc, da. Și mai e când mi-a din poartă, în momentul în care m-a condus, a zis, mami, tu n-ai să te mai întorci vreodată, da. Maica mea știa, pentru că ea însă și plecase la un moment dat de acasă, da, și își construise casa ei. Fiecare își construiește cuibul lui. Da. Cuibul lui care e, nu e veșnic, apropo, nu e veșnic. Adică ori noi trebuie să fim conștienți cât de multă muncă este să menținem acasă ăsta, pe care îl avem acum. Da? Da. Pentru că e foarte probabil mâine să-l pierdem, pentru că, uite, nu l-am valorizat suficient. Pentru că n-am spus celor care suntem în contact și în conexiune că iubim, că ținem la ei, că îi apreciem și așa mai departe. Că ne-am pus noi... Acasă e un working project. Acasă e un working project în care dai și primești. Dai și primești. Întotdeauna. În orice relație, în orice conexiune, nu poți doar să primești. Pentru că ajunge celălalt să nu mai simt acasă. Ceilalți să nu mai simt acasă. Da, adică acasă, repet, e un construct. Dar nu e nimic altceva. Noi îl numim acasă. Dar el, uite, alții l-ar numi religioși, s-ar numi îndumnezeire. Alții l-ar numi conștiință de sine. Alții l-ar numi apartenență la grup și așa mai departe. Whatever. E doar de asta. Atâta timp cât sufletul ți este împăcat și știi că ți-e bine, cu tot ce înseamnă asta pentru tine, ești acasă. V-am rugat la început pe voi, cei de acasă, să răspundeți la următoarea întrebare, deși avem o lume întreagă la dispoziție. Unde e acasă pentru fiecare dintre voi? Eu m-am lămurit pentru mine, sunt sigură că și voi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că suntem puternici împreună și vă aștept ca de obicei aici pe TVR2, pe data viitoare.